Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu reacționează după ce Comisia Europeană a declanșat procedura de infringement împotriva României. Tăriceanu susține că procedura pentru nerespectarea prezumției de nevinovăție reprezintă un semnal major pentru a stopa abuzurile, iar decizia vine după ani în care lupta împotriva corupției a fost deturnată prin protocolul SRI-DNA și transformată într-o campanie antidemocratică de eliminare a oamenilor incomozi pentru sistem. Șeful Senatului crede că judecătorii au fost presați să ia decizii după voia binomului SRI-DNA sau prin presiuni mediatice și consideră că toate aceste măsuri au fost instituționalizate prin protocoalele dintre SRI și CSM sau SRI și Înalta Curte de Casație și Justiție. Totodată, el spune că o comisie pentru adevăr și reconciliere după modelul altor țări ar fi o soluție pentru a afla adevărul și a repune justiția în cadrul democratic. Comisia Europeană a declanșat procedura de infringement împotriva României pentru că nu a comunicat în ce fel și-a armonizat legislația la cea europeană în privința directivei care asigură respectarea prezumției de nevinovăție și dreptul de a fi la proces în cadrul procedurilor penale. Datele trebuiau transmise Comisiei Europene până la sfârșitul lunii aprilie. Președintele Comisiei Speciale de Modificare a Legilor Justiției, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat că începând de săptămâna viitoare va începe transpunerea directivei europene care asigură respectarea prezumției de nevinovăție și dreptul de a fi la proces în cadrul procedurilor penale. În 3 săptămâni, a mai precizat Iordache, se va da raport final pe toate modificările aduse la codul de procedură penală.